Aș vrea să-L binecuvintez pe Dumnezeul nostru Tată, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Mă bucur în seara aceasta că din nou sunt cu dumneavoastră la părtășie și știu că ori de câte ori ne adunăm aici, prezența lui Dumnezeu este cu noi. Nu că o spunem noi, cred că fiecare dintre noi știm lucrul acesta, că dacă umblăm cu Dumnezeu 24 din 24, știm că Dumnezeu este și aici, slăvit să-I fie numele. De aceea aș dori, cu ajutorul Domnului, să citesc câteva versete din 1 Samuel, capitolul 7, de la versetul 1. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuse 20 de ani, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și Astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Bali și Astarteile și au slujit numai Domnului. Samuel a zis întregii, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului. Și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului, Samuel judeca pe copilul Israel la Mițpa. Amin. Dragi frați și surori, așa cum am auzit, putem să spunem și noi că și Dumnezeu a fost cu noi, frați și surori, din toată inima, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă dumneavoastră în jurul nostru, copiii cu noi, familiile, sănătoși, binecuvântați de Dumnezeu care ne-a păzit pe fiecare și putem să spunem și noi Ebenezer, o piatră, până aici a fost o piatră de ajutor care putem să spunem și noi, Dumnezeul nostru a fost în fiecare zi cu noi. Uitați-vă dumneavoastră, în jurul nostru se întâmplă atâtea catastrofe, atâtea lucruri care în jurul nostru le vedem fiecare în fiecare zi. Poate accidente, poate lucruri, poate boli care se învârt în jurul nostru. Dar în jurul nostru există ceva care pe noi ne protejează. Și aceasta este puterea lui Dumnezeu, mărirea Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu! Dragi frați și surori, mă bucur când pot să spun slăvit să fie Dumnezeu. Și pentru ce? Pentru că Dumnezeul nostru trăiește și este viu în vecii vecilor. Și de aceea, frați și surori, când am citit aceste gânduri și aseară am fost mișcat de lucrurile acestea, le-am auzit și am putut să mă gândesc și eu. Cât m-am întors la Dumnezeu cu inima curată și l-am slujit numai pe Dumnezeu. Anul care a trecut. Un bilanț care am putea noi să spunem așa, dintre ani, cumpănă, bilanț, sau oricum am numit-o noi. Cât am fost noi pentru Dumnezeu și ne-am putut uita în viața noastră cât a făcut Dumnezeu pentru noi, frați și surori. Aș dori ca în seara aceasta, rugăciunea aceasta să fie o rugăciune, Doamne. Anul acesta, poate fiecare, așa cum spunea fratele, la ora 12, obișnuim să facem lucrul acesta, ne plecăm pe genunchi și facem juruinți noi Domnului. Ne angajăm într-o muncă înaintea lui Dumnezeu și ne luăm responsabilitatea că Îl vom sluji, că vom fi mai bune anul acesta, că vom fi mai roditori și Dumnezeu să ne ajute. Nu sunt lucrurile acestea, frați și surori. Eu m-aș bucura ca toate cuvintele care mi-au ieșit anul acesta pe gură să pot să le duc la îndeplinire. Doamne, dă-mi putere! Fraților, doriți și dumneavoastră lucrul acesta? Sunt cuvinte frumoase care le-ai spus, Doamne, voi fi mai bun anul acesta, voi fi mai iertător, voi avea o inimă mai iubitoare, voi putea iubi pe cei din jurul meu și fiecare din noi, care, așa cum am fost călăuziți de Dumnezeu, chiar m-am bucurat anul acesta, în casă cu familia, m-am pus pe genunchi și la un moment dat am simțit prezența lui Dumnezeu și a venit peste noi, măriți să fie numele. Gloria. În prima zi, în prima ceas, în prima secundă, Dumnezeu a fost în casa mea, a fost și în casa ta. A fost Dumnezeu prezent, a onorat Dumnezeu din cer și a ascultat rugăciunea, slăvit să-i fie numele. Cât de minunat este Dumnezeu, frați și surori, să încep cu Dumnezeu și să sfârșesc cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin.
Mă gândesc la omul lui Dumnezeu cum spune că a umblat 300 de ani. Fiindcă Dumnezeu și-a găsit plăcerea în omul acesta. Și Dumnezeu, și ce-ați făcut, frate și surori? L-a mutat. N-a văzut moartea. Dar noi dacă suntem pe pământul acesta, noi trebuie să trecem pe acolo, frate și surori. Dar să știm să trecem bucuroși, că la capăt este Hristos. Aleluia! Trecuse 20 de ani. Spune că de când copiii lui Israel, frate și surori, au dus chivotul în casa lui Obed-Edom. Frate și surori, trecuse atâția ani. Și poate venim la adunare și trec ani, trec zile și nu mai suntem cu Domnul. Nu mai putem să vărsăm o lacrimă, nu mai avem o inimă în care să spunem și noi, ne este dor de Domnul. Îmi este dor, Doamne, să simt acel Duh Sfânt care te cercetează. Să simt acea putere, Doamne, când m-am întors la Tine, știu că erai, Doamne, cu mine și ți-au dat vocea. Să știu, Doamne, când călăuzești pașii, viața, sufletul, familia. Frați și surori, vreau să vă spun că viața fără Hristos este o viață seacă. O viață în care vii la adunare și nu este rău. Vii în casa lui Dumnezeu și nu este rău. Dar, fraților, să nu fie obișnuința aceasta, ci să fie, frați și surori, noi știm că venim aici și aici e Dumnezeu. Aleluia! Aici e Duhul Sfânt! Aleluia! Aici mă duc de aici și Dumnezeu m-a onorat și m-a binecuvântat și mă duc acasă plin de viață, că Iisus mi-a mai dăruit ceva. Mi-a pus un de lemn. Mi-a umplut dorul, frate și surori. Mi-a umplut dorul. Aleluia! Dacă ești în adunarea asta aici și poate ai umblat în adunare și n-ai simțit prezența lui Dumnezeu, Iisus Hristos este aici. Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iisus n-a venit pe pământul acesta de drag, frați și surori, să moară numai așa, ci a venit de dragul nostru, de dragul fiecăruia, că ne-am văzut că am fost pierduți, că fiecare rătrăceam și ne vedeam de drumul nostru, dar El a purtat, frați și surori, neputințele noastre, bolile noastre, neputințele noastre, suferințele noastre, a luat asupra Lui. Și astăzi, frați și surori, că suntem în locul acesta, pentru că El într-o zi a plătit. Mărire, și pentru mine și pentru tine, glorificat să-i fie numele. Amin. Dragul meu, îndemnul meu din seara aceasta, știi care este? Să-L căutăm pe Domnul Dumnezeul nostru din toată inima. Amin. Să avem o inimă curată în anul acesta și să putem, frați și surori, să venim și noi așa cum au spus oamenii aceștia, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și suntem, Doamne, vinovați înaintea Ta. Pentru toate lucrurile care au trecut în anul acesta. Pentru nepăsarea care, frați și surori, am trăit-o. Este păcat nepăsarea care o trăim noi. Care ne pierdem timpul în altă parte și nu-L trăim cu Dumnezeu. Este păcat, frați și surori. Frați și surori, faceți-vă bilanțul cât timp am stat cu capul fiecare dintre noi în telefon. Cât timp am pierdut noi și ne-am uitat pe site-urile telefonului și ne-am uitat pe lucrurile acestea și Biblia a stat închisă undeva într-un colț și n-am pus mâna pe ea, au fost zile, poate au fost luni. Dragi frați și surori, haideți anul acesta, toți dintre noi, să iubim mai mult Scriptura. Să putem să spunem, Doamne, vrem ca cuvintele Tale să rămână în viața noastră, să rămână în sufletul nostru și să fim mai aproape de Domnul. Să-L căutăm pe Domnul ca nu am căutat niciodată, frați și surori. Așa cum am auzit, toate lucrurile ne spun că sunt vremuri rele. Chiar se citea o prorocie la noi în biserică și spunea că sunt vremuri care, frați și surori, nu-s vremuri ușoare care vor veni, frați și surori. Dacă vom trece prin necazuri, așa cum am auzit, dacă vom trece prin toate lucrurile acestea, noi știm că și Dumnezeu este cu noi, dar Dumnezeu ne cere un lucru, să stăm aproape de El, frați și surori. Vom fi păziți de El, cei ce-L vom căuta pe Domnul din toată inima. Dumnezeu își va ocroti biserica Sa, frați și surori. Poporul Său va fi sub ocrotirea Lui, slăvit să-I fie numele. Amin. Deci în seara aceasta aș dori din toată inima să facem rugăciunea aceasta, frați și surori, să nu ne grăbim. Ce rugăciunea să fie, frați și surori, motorul care să pornească în seara aceasta, să fie slava lui Dumnezeu în locul acesta, să poată să fiecare să simtă prezența aceasta. Și cei ce nu-L cunosc pe Domnul, și cei ce-L cunosc pe Domnul, frați și surori, să strigăm la Domnul să vină în ajutorul
să ne scape de orice primejde, de orice lucru în care se învârte în jurul nostru, să ne încredințăm viața în mâna Lui și soarta și Dumnezeu să fie slăvit în mijlocul nostru. Amin. Ne ridicăm.